Dragi colegi, cred că o să avem o seară foarte, foarte frumoasă, specială, plină de emoție. Vă mulțumesc pentru prezență. Spuneam o seară specială pentru că astăzi vom premia unul din cei mai mari povestitori din istoria cinematografiei noastre. Filmele sale încep ca un vas. A fost odată ca niciodată și întotdeauna se termină cu morala. Morala nu prea se mai poartă, din păcate, astăzi, nici poveștile nu prea mai sunt la modă de emoție și de romantism nici atât. Dar cu toate astea, filmele Elisabetei Bostan, căci despre doamna Elisabeta Bostan vorbim astăzi. Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți aici. Suntem aici pentru un eveniment important și evenimentul important este o sărbătoare. O sărbătoare pentru un om minunat și emoționat, acum văd, foarte emoționat, pentru un destin special și pentru o operă cinematografică care cu siguranță va rămâne nu numai în istoria filmului românesc, dar și în mari dicționari ale lumii în care doamna Elisabeta Bostan este prezentă. Și când te gândești că totul a început printr-o poveste, poate una din cele mai simple cu putință, care se numea Peștișorul, Neica și Peștișorul, iar festivalul de la Tokyo a considerat acest film, pe care l-a premiat cu marele premiu, dreptul haiku. Pentru că era atât de simplu, dar atât de complicat să spui că cineva se poate simți bine numai la el acasă. Și peștișorul era la el acasă doar în lac. De unde Năică îl pescuise. Au apărut după aceea filme. Multe filme. Au apărut copii. Gândiți-vă că din 3.000 de copii a fost ales Bocancia pentru Nică al lui Ștefana Petri. Și chiar dacă în studenție doamna Bostan ne spunea ce trebuie să facă un regizor să fie sănătos ca să poată să muncească, probabil că ea considera că toți avem talent. Și probabil că ea considera că toți avem intuiție. Nu știu cât este un adevăr aici. Dar e limpede că talentul și intuiția și-au dat mâna pentru că acei copii aleși au devenit staruri. E vorba de Bocancia, e vorba de... Iată, o am lângă mine. Superbă în promisiuni, nu? E vorba de Lulu Mihăiescu, e vorba de promisiunile și superba interpretarea unei mari actrițe, care iată aici de față, și e vorba de o campioană care este acum așezată lângă Elisabeta Bostan și care se numește Isabela Bostan. Acești copii au devenit staruri. Filmele au fost văzute de sute, mii, milioane de spectatori. Când am văzut la Londra Rock and Roll Wolf, știți ce film e acesta? Rock and Roll Wolf? Nu știți. E bine, e varianta engleză a filmului Mama. Era absolut un spectacol. Sigur că eu nu mai sunt copil, dar pot să spun să mă prezint în titlul Suru și nu mă mai huliți. Eu știu că mi se spune durul, dar glumiți. Sau pot să spun Veronica, Veronica, fată bună și cu minte, pentru că ducându-mă la un moment dat undeva și ieșind pe balcon de sărbători, la etajul 3 se cânta Veronica, la etajul 2 se cânta Veronica,
Zic, domnule, este prea mult, e prea mult. Nu se cânta nimic nici din Rămânerea, nici din Drumul Câinilor. Nu, 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 se cânta Veronica. În general, cum spune și Șerban, legitimitatea ți-o dau spectatorii și cel mai necuțător juriu, care este timpul. Și eu cred că filmele Elisabeth de Bostan sunt nemuritoare. Așa că, dragă Medea, ar trebui să vii lângă mine să mai plângi puțin pe cântecul acela cu pescărușul. Sigur că în filmografia doamnei Bostan, cu peste 60 de premii internaționale, eu am găsit un cusur. Am văzut odată un film în care Mircea Breazu, Făt Frumos, în tinerețe fără bătrânețe, intră într-un turn foarte special și ia de acolo o cheie. Acea cheie de aur era cheia cu care se deschidea un tărâm unde exista doar tinerețe fără bătrânețe. Ei bine, Elisabeta Bostan n-a mai făcut încă o secvență în care Făt Frumos să-i dea cheia acestei doamne, care să însemne că intră pe un tărâm de tinerețe fără bătrânețe. Asta îi urez eu și un alt filmuleț mic în care Cristina, Laurențiu, Șerban, Doru, Marius, să aibă 18-19 ani, să stea la clasă și să audă pe hol niște tocuri și să spune, vine, vine. Și ea venea de fiecare dată. Îți mulțumesc, zis eu. Și vă mulțumesc la toți. Cine putea să vorbească mai frumos? Și, dragii mei, pentru că valoarea nu are vârstă, am rugat un mare cineast din Noul Val să mâneze placheta honoris a preti, onoare și valoare, doamne Elisabeta Bostan. Îl invit așadar pe Tudor Giurgiu, colegul nostru drag, să... Bună seara! Sunt deocotrivă onorat și mândru cu această oportunitate. Pentru mine sunt două lucruri importante care cred contează în ce vă privește. Primul e faptul că ați făcut ani de zile în cinemaul românesc, ați fost un deschizător de drum important într-un gen de film care azi în România, cu durere spun, din păcate nu se mai face. Și am și eu copil, știu ce înseamnă și m-aș bucura drumul ăsta să fie continuat și cred că e nevoie de multă grijă din partea celor care conduc cinematografia să se preocupe și a celor foarte tineri care încep să facă film. Oamenii au nevoie de astfel de filme. Azi în lume sunt multe țări, țările nordice, în special Germania, Olanda, fac filme extraordinare pentru familii și m-aș bucura să nu fie un gol atât de mare și de prelung între minunatele dumneavoastră filme și ce avem astăzi. Și în egală măsură m-aș bucura să știu că și în școala de film un reper important în ceea ce privește rigurozitatea, seriozitatea și profesionalismul, reperul Elisabeta Bostan, va fi continuat. Nu sunt foarte sigur, dar sper, am trăit în școală acei ani și mă bucur chiar dacă n-am fost elevul dumneavoastră, dar știu, era o stare și un spirit care nu cred că în momentul de față nu există. Deci să fim optimiști și vă felicit din toată inima pentru ce ați făcut și ce lăsați în urmă. Mulțumesc! Mulțumesc!
sunt voi. Ceea ce este pentru mine extraordinar și probabil și pentru dumneavoastră. Și am să vă spun câteva mărturisiri scurte ca să nu vă plictisesc. Am iubit atât de mult cinematografia și filmele și ce am lucrat atât de ardent, încât viața mea a trecut ca o păpărie. De ce? În fiecare an mă luptam să primesc un film, în fiecare an așteptam să primesc filmul, iar când îl primeam, îl devoram. Și aici este o parte din echipa care a lucrat cu mine și care știu ce forță, ce fericire, ce nebunie era să putem filma. Plecam dimineața, veneam seara, n-avea nicio importanță. Aveam părinții mei extraordinari, care eu nici nu înțeleg de ce m-au înțeles că erau niște oameni foarte normali. Ori aveam de a face cu un om cam anormal în felul de a considera viața. Și am avut un soț, vă doresc bărbaților să fiți așa cu soțiile voastre, cum a fost soțul pentru mine. Atât de mult m-a înțeles, atât de mult m-a înțeles, încât uneori mă și miram. Și odată am devenit eu geloasă, pentru că nu m-a întrebat niciodată de ce vin la ora 3 dimineața sau de ce vin peste 24 de ore. El mă primea. Și într-o seară m-am hotărât, s-a intrat în dormitorul nostru și l-am întrebat: mamă, dar tu nu ești gelos? Și s-a lăsat o pauză lungă. Eu am spus: ce crește ar fi făcut? Și am tăcut. Și el a spus: cum se poate, mamă? Dar eu am încredere în tine. Cum poți să-mi pui asemenea întrebări? De atunci și până în ultima zi, niciodată unul față de celălalt n-a fost decât pe mare încredere. Noi am trăit frumos pe mare încredere, în care doi oameni puteau să lupte mai departe cu viața. Mai târziu, am avut o fică care era aici lângă mine și care este o minune de copil. O minune de copil. Și am nepoți. Dar vă am pe voi toți cei care ați lucrat cu mine. Ori am zis, dar eu mă văd numai cu echipa, sau mă văd nu. Mă văd astăzi cu foștii mei studenți, care la rândul lor am avut mari regizori care au fost studenții lor în fața mea, la Lorențiu și așa mai departe. Adică, eu vin de departe și vă aduc o siguranță. Noi nu plecăm, noi rămânem, nu cum e vorba mierilor, dar noi rămânem aici să rezistăm în timp prin existența noastră și a profesorilor noștri care sunt studenții de altă dată și ei la rândul lor prin nepoții care merg înainte. Iar cine iubește cinematografia cu adevărat și profund se alătură nouă. Și acum mă uit cu drag la Giurgiu. Și îl știu cum era de bine crescut pe coridorul institutului și foarte atent de fiecare dată să nu supere pe nimeni. Da, el venea de la Cluj. Dar aveam așa o senzație că îmi impunea. Nu știu ce îmi impunea. Că trecea frumos pe lângă mine și îmi spunea să rămână doamnă. Și eu eram sigură că el, ăsta, studentul ăla, o să facă ceva. Și
Mulți sunteți aici, undeva s-am dat foame de dorul Bisescu mă privește și toți, și toți. Medi, care este o minune, o minune de copil, nu știți ce mică era, avea 3 ani când a început să facă film. Și când a făcut primul program cu noi, cât era de minunat. Și noi ne simțeam întotdeauna că într-o mare familie. O mare familie, cu Puiu Marinescu, cu operatorii pe care i-am avut, cu echipa. Ne-am stimat, ne-am iubit Marian Moldovan, e aici printre noi. Ce om, ce cineast mare, mare de tot, să dea Dumnezeu generațiile tinere să aibă parte de asemenea oameni cum sunt aceștia. Mă uit la Florin Ivelescu și știu că tremură pământul. Și cred că nu e aici cu Puiu Marinescu. Să, nu știu, am o mândrie o veșnică. Eu nu mă voi desprinde niciodată de marea mea iubire pentru cinematografie și deci și pentru voi, cei care o slujiți cu credință. Vreau să vă spun, dacă ar fi un reporter, mi-ar pune o întrebare acum. Nelie mă privește și eu vreau să-i mulțumesc pentru minunatul ei talent și devoțiune față de filmele pe care le-a lucrat cu mine, care erau grele, complicate și nebunești. Ce să încep să faci la Veronica, când nimeni nu făcuse nicio vulpe, nici înainte, nici după, nici un motan care să danseze și așa mai departe. Și stăteam cu Nelly și cu Nichi și ne gândeam la un moment dat, Timbu Giuliu, nu Nichi, la un moment dat să armonizăm toată nebunia asta și ea m-a întrebat, dar cum ai mers tu pe motan? Și lui dansam, mă dădeam măreață ca să o convin pe ea. M-am dat atât de măreață încât am dansat și la minister ca să convin autoritățile să-mi dea banii. Ceea ce era mai greu pentru că nu aveam talente deosebite, dar în orice caz au zis decât să nu înțelegem deloc, mai bine ca să o cumpărăm. Așa că, dacă mă întrebați acum un reporter și o văd pe mâncare aici în față, așa că te impresionez de la început și nu mai vrei să mai vorbești. Ce mai face tu în viața ta? Și ce vrei tu să faci în viața? V-aș răspunde următorul lucru. 30 de ani m-am zbătut la poarta Cotroceniului până în ziua asta să explic că eu nu fug, că nu dau banii pentru mine, că ceea ce fac eu este foarte important și dacă o revistă de specialitate nu menționează nimic despre genul acesta de film, mă privește, eu nu mă supăr. Eu nu mă supăr niciodată. Și am să vă spun de ce nu mă supăr. De partea mea sunt actorii, în primul rând, și spectatori. Eu am atât de mulți spectatori, încât în momentul de față sunt cea mai bogată femeie din România. Nu zâmbiți. Asta este adevărul. Și nu mă întrebați când să le iau în buzunare. Ca să nu vă privești. Este foarte necesar să știi că poți să întorci capul și te apără spectatorii. Pentru mine este foarte important. Că eu n-am avut... Eu am avut mare succes în străinătate. În Norvegia, de exemplu, și mi-amintesc acum, de Crăciun, în ajunul Crăciunului,
în fiecare an se dă filmul Mama. Și nu numai în Norvegia, în toate țările nordice. Pentru că ei consideră filmul, nu știu, nu vreau să zic vorbe prea mare acum, eu, dar este filmul cu care se deschid sărbătorile de iarnă în țările nordice. Ce poate să fie mai frumos pentru mine? Ce poate să fie? Când știu că undeva se cântă eu sunt lupul și așa mai departe. Și că lumea mă iubește. Asta este foarte important. Am fost în Norvegia când au făcut premierele de după Mama, s-au făcut mari spectacole de teatru. Și m-au invitat ca să văd aceste spectacole. Nu pot să vă spun ce succes a fost. Nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun ce fericite erau. În fine, ce aș vrea eu să mai fac, domnilor reporteri care mă întrebați? Și hârtiile sunt la Cotroceni, dar suntem atât de ocupați încât acum vă dați seama, nici nu aștept răspunsul. Să fac un studio de filme pentru copii, subvenționat de stat. Și îmi permiteam acest lucru pentru că un studio de filme pentru copii însemna un diapason foarte mare în care ar fi putut să producă filme toți mari regizori ai țării noastre prin adaptări cinematografice, dar în același timp în studioul acela puteam să facem permanent pentru învățământ toate filmele pe care copiii noștri, românii noștri copii, nu le văd la școală pentru că nici măcar nu le au despre Ștefan cel Mare, despre Mihai Viteazul, despre limba românească care începe să aibă cu totul alte nuanțe și virgule, despre ce vreți și ce nu vreți și ce este românesc și ce este frumos și ce este necesar. Ne întrebăm de ce atâta vulgaritate între copii? Ne întrebăm, dar ce facem noi pentru ei? Ce facem dacă țip așa în deșert că eu aș fi vrut să fac la Medeleni? Doamne, și voi pleca cu acest mare regret și cu speranța că în viitor un coleg de-al meu mai tânăr și mai talentat va ști să facă la Medeleni. Dar câte lucruri frumoase s-ar fi putut face! Ce fericiți am fi lucrat noi într-un asemenea studio și ce de folos am fi fost și pentru cultura românească, și pentru școala românească, și pentru țara noastră. Dar iată-mă că devin dogmatică și neplăcut de așa, nu mai suport nici eu. Deci, cu alte cuvinte, domnilor, dacă am fi avut un studiu de filme pentru copii și tineret, foarte multe lucruri ar fi fost altfel. Dar eu am un lucru extraordinar de bun pe care îl are și Iza, îl moștenește și de la mine. Întotdeauna văd partea plină a parului. Deci o să fie bine. Și o să fie bine, pentru că țara noastră este atât de frumoasă. Și dumneavoastră, niște oameni atât de frumoși, atât de frumoși, încât oricât v-aș îmbrătișa e prea puțin. Și o să plec de aici și că voi sunteți cu toții minunați. Vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați dacă primul o să vi se pare prea rup. Vă rog să considerați că sunt pentru totdeauna alături de voi. Vă mulțumesc foarte mult!
este făcut înainte. Noi nu mai umblăm în viață, după cum cineva dorește să existăm. Și această întâlnire a fost proiectată și așa trebuie să se întâmple. Să vă văd, să vă vedeți și să sperăm în continuare că vom face filme bune în România. Dragii mei, am vorbit aproape deloc despre actori. Știți de ce? Pentru că ei fac parte de sufletul meu. Ei, nu știu cum să spun, mă văd cu unul, mă văd cu altul, mă văd cu mari actori, care au fost copii mici alături de noi în filmările noastre. Eu față de ei am prea puține cuvinte, prea să fac parte din distribuția pe care am decis-o eu. Și asta spune tot, pentru că ei nu ar fi existat în filmele mele. Nu numai că au existat, dar m-au ajutat foarte mult, pentru că m-au înțeles și în nebunia mea, și necesitatea de a privi în seriosul lor, le mulțumesc cu totul și cu totul special. Nu pot să spun. Mă înțelegeți. Mulțumesc.